Salutare, domnule, și ne venim la primele impresii despre Hell's Let Loose. Necoan la probabil că eu. Au, cam tare volumul. Hell's Let Loose este un joc în Early Access despre al doilea război mondial. Și cam atâta știu, nu prea m-a interesat pentru că nu mă interesează Early Access, dar a oferit câteva zile de încercarea jocului, alfa-ului, beta-ului, tu ești cam tare. Și am zis că de ce nu, trebuie să ne uităm. Vertical sync, poate acceptabil. Nu, asta nu e acceptabil, că mi-iese mouse-ul. Mi-iese mouse-ul după ecran și nu vrea asta într-un shooter. Too off, too mai mic. Înregistrăm aici, post-process, mai mic. Click, îi dau click-uri. Nu știu cineva de ce nu se fac click-urile, dar ok. Hai, stăm pe mediu. Mediu. View distance trebuie mare, FX quality mediu, anti-aliasing mediu, shadow pe mediu, și de dreapta nu facem. Ce-i cu meniul ăsta? Dă-i click, că toată lumea știe că e jucătorii de PC, iubesc să dea click-uri fără număr. O să-mi plac. Dar da, asta schimbăm pe full screen, te rog. Full screen. Să vedem dacă îl mai vede. Ok. What the... Nu. Shit. Mouse-ul meu nu se mai jos. What the... Ok. Enter. Apply. Observ deja o problemă, jocule. Fine, Windows full screen. Dar nu poți dau apply, nu poți dau accept, nu poți dau nimic. Pentru că, I don't know. Enter, stați, shift enter. Alt F, alt apply. Well, deja l-am putut. E bine. Alt enter ar putea să meargă. Așa! Eu. Păi, atunci când zic să ar putea să meargă, mă refer că... Nu, that's... What are you doing to me, game? Hey, mă uiți la OBS să văd, ok. Bun. Mică problemă rezolvată. Din păcate, toate se afară. Dacă... Ne, vedem, lăsăm așa. Muzica, asta vreau să fac de fapt, dar m-am luat cu... Master volum mai mic. Muzica americană îmi place, CVX volum avem. Știi, un joc bun... Na. E beta, dar e bine să știi ce neba se întâmplă aici. Să știi ce se aude, cum se fac. Majoritatea jocurilor de CD care au volumuri cum trebuie, spun, dai muzica mai tare și bagă muzica să se aude. Dai SFX-ul mai tare? Mă băgăm avioane să aude. Bai, baci vocea mai tare? Mă băgăm vocea să aude. Să vedem mai încet. Volum microfonului. I guess. Dar cu ocazia asta ia să vedem noi la gameplay. FOV 90. Acceptabil. Manual bolt cycling? Nu. Dar hei, opțiunea există dacă vă place. Nameplate distance. Adică nu știu de ce mi-aș da asta mai mic. Nu știu de ce aș face asta, nu știu de ce las ține. Ara, nu trebuie să văd care sunt inamicii și care nu. Unități, vehicule. Icons only? Am de ce asta. Game analytics, dead body spawn delay. 2,5 minute. Nu trebuie cadavre atât de multe. Field de profanitate, ai oprit, show chat for new messages on. Vreau să caut altceva, dar ok. Back. Controle. Crouch toggle on, smooth mouse. Care face ce? Informații de bază trebuie să știm. De asta nu mă interesează pe mine să joc early access-uri. Lean toggle. Ok. Whatever. Audio. Ok. Jocul, eu văd o problemă specific. Nu văd dacă tu ai push to talk enable sau... V,
X în... Pentru că chiar există microfon. Adică jocul îmi dă microfon acolo sau mai nu. Avem vehicule. Yay! I guess. CVO. Mă gândesc că V ar fi să ne folosim microfonul. Mă gândesc F e asta. Q și E? Q și E? Lean Rider. Ok, bun. Battlefield fucking 5 nu are Q și E. Este faci lean. Nu, avem sistemul nostru automat de lean, care o să-ți facă lean când ai tu chef. Adică poți să le pui dacă vrei, dar... Dacă ești unul din majoritatea jucătorilor de Battlefield 5, ați stacă. ADS tot. Dar mi de ce ADS? Barăci? Progres, exact ce vor tot să vadă. Bineînțeles că avem Panzer Lead în fundal. Aliat și Axis, adică americani și germani. Mă, mai mai bine decât în Battlefield 5, unde sunt britanici și germani. Și doar atât. Dar nu pot să-mi schimb? Nu. No. Hai o fi airborne? And whatever. Hai să vedem jocul și după aia ne uităm la restul ăsta la altă. Să vedem cum se simte în gameplay, dacă e bun de ceva, dacă nu e bun de ceva. Dacă nu e bun. Înainte să... Să ne rupă jocul. No fucking favorites. All servers. Rent a server. Okay, servers. Hello. You bet I sh. Buy a spell. I guess. Arăci. Cum până face asta? Eu nu găsesc niciun server. So... No. Aha! Servere! Server de 100. Mă, ne băgăm mai acolo. Join the server. 95 din 100. Mai mare decât serverul de Battlefield? E bine, e foarte bine să avem în sfârșit competiții la căcatul de ei care acum să își poartă pălăria de Battlefield. Ok. Problema e cum o să meargă. Și bineînțeles problema e dacă ar merită să... Alt jocul mi-a dat freeze. Okay, se încarcă. E normal să se încarce. Bineînțeles, toată lumea joacă. Hai. You were kicked due to high ping. Okay, hai să presupunem că jocul ăsta nu e optimizat. High distance. FX quality, anti-aliasing, trecem pe low, clarity, disable, FXA, standard TA, clarity, fine, shadow quality, low, low. Umbra trebuie să fie la mediu neapărat. Știu ce? Mediu, că poate și astea ne încetinesc un pic. View distance trebuie să fie high, că e view distance. Apoi, settings. Cool, cool. Încercăm din nou. Deja mi-aud placa cum face. Ce prostie neoptimizată mai pui acum să pornesc pe paloare, băi. Putem să găsim și noi un server, te rog? Cât vrea să găsim un server? Nu știu de ce ești, fac în stil vă pornind de multe, bro. Come on, come on. Dacă dau rentă server, mă duc la o pagină. Baraka, enlist! Adică aș cum vrea să joc și un joc, să văd cum merge. Poate el la caută. Nu. A dat un freeze, drept și urmare au găsit ceva, ok. Astea sunt doar uniforme, nu? Armele mă găsesc, le luăm în... Avem ofițer, rifleman, assault, automatic rifleman, medic, support, machine gunner, tank, engineer, tank commander, spotter și sniper. Ah, nu, avem fucking sniper. Avem sniper specializat? Nu cred că erau spotter și sniper în VV2. Nu cred. Credeam că te-ai încărcat, what the fuck? Nu cred că erau echipe de spotter și sniper, cel puțin nu pe frontul de vest, cel puțin nu la americani. Din câte țin eu minte, e posibil să fiu complet greșit. Mare parte ideea asta de sniper dedicați care merg în pereche era... O
s-au format spre sfârșitul al doilea război mondial, dar a fost doar specializată de ruși germani. Bine, rușii nu aveau spotări, rușii aveau doar sniperi, din câte ține bine. Ok, freeze-uri. Jocul mă întâlnit, jocul mi-a zis pingui mic. HQ All Official, The Battle for Foy. Match is over. Gee, merci. Aș vrea măcar să prind o bătălie înainte să zic, bă, căcat în early access, nu-i pentru mine, dar se pare că jocul insistă să mă duc la concluzia asta. Come on, putem să nu... Mă nervează avioanele astea care tot trec cu fundal. Aha! 7 Panzer Division. Deja ăștia pot să închirieze servere private, interesant. Server's full. Și bineînțeles, după fiecare fucking eșoare de acum conectat la un server, trebuie să aștept după Search and Forsation, că pula mea, e foarte greu să găsești servere de Steam, se pare. Come on, come on, hai că poți. Hai că poți. Nu știu de acum că tip am ciudat asta, hai mă. Știu că ești fucking early access, dar te gândești că la un joc care e făcut specific pentru multiplayer, abilitatea de a găsi servere și le-a arătat jucătorului repede, fără să-l frustreze și fără să înghețe pentru fucking jumătate de minut, ar fi vital. Hai să luăm pe unul care nu-i plin, eh? Dar nu, se pare că în early access trebuie să ne concentrăm pe altceva, nu pe fucking... funcționarea serverului, bruzerul de servere. Nu, nu, nu. Nu trebuie să ne facem noi griji cum ajung ăștia în servere. Ăștia-s proști care așteaptă atât timpul cât e nevoie ca să găsească un server, să folosească sistemul nostru de... bruzerul nostru de servere, de cum trebuie. Select for joining, select role, enter combat. Cool. Loading. Și după aceea, te-ai încărcat prea târziu, banat. Nu o jucăm cu americanii, o să intru în... Și o să fiu machine gunner, medic, ofițer. O să fiu rifleman. Enter combat. Unde e Simei? Unde e How? Bă, tankuri în partea la altă, dar nu știu ce sără. Next wave in 18 seconds. Aș vrea să fiu tankist. Pare că nu avem doar dogs easy. Aș putea. Item. God damn it, americani ăștia. Ok, 2 secunde. Am shit. Bine ați venit pe Omaha. Îmi place pe Omaha. Pe Omaha, eu sunt vremul cu asta. Run away! Mergem! Ce drept, asta e cea mai mare Omaha pe care am văzut-o într-un joc până acum. Păi, jocul e cam tare. Jocul este cam tare. Jocul este continuare cam tare. Avem Sherman-e. E cam lung Sherman-ul ăla să fie pe harta asta. Nu. Abia să-mi auzi asta. Ia, 7X. Mai mică, muzică mai mică, te rog. Înainte! E gunner, loader... Nu mai e how-ul meu. How? Mai toți din how-ul meu au murit. Și o să păcale să fiu împușcat pe bord. Am binoclu? Nu. No. Am bandaj, am grenez. Am un tank care își ia damage. După tank! Germanii trag după noi.
Ai efectul supresie? Acceptabil, suferi efect de supresie. Nu prea se vede când renunț la viață, dar I guess... You have deployed, you have died. I do not want to die. Space to redeploy. Pot să fac încă o armură? How do I do this? Select the role? Motherfuckers, go 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 go. Motherfuckers. Poate? Change role. Ah, nu mă las. Vreau să fiu machine gun, dar nu văd nimic pe acolo cu machine gun-ul su... I guess. Nu ce-mi pun mai mulți oameni. Dar deja în de... Harta asta e mare totuși. Fucking foarte mare. Și noi nici n-am ajuns încă până acolo. Deci... Dar acum înțeleg de ce sunt toți germani aici. Serios, trebuie să fie unul care zice motherfucker toată ziua. Oamenii... Unii oameni ar trebui să fac la microfoane. Da. Ok. Am în apă și după aia n-am mai fost. O să stăm cu glitch-ul ăsta. Scrieți de cum se vede la voi. Pare să fie un pic de frizuri. La mine merge bine. Deci dacă-s la voi frizuri, mai astea doar la voi frizurile. Cred că am undeva la 30 de frame-uri. Alo. Pa-ra-ram. Asta că nu prea se vede când când se trage în tine ca să simte. Și cam liniște, mă așteptam să fie... Ok, sună mișto. Mă așteptam să fie ceva... Early access. Să fie ceva mai mult... mai mult haos, mitraliere, explozii, chestii, ne? Dar nu-ți destui pe harta asta și poziția asta pe unde ne-am dus, nu e apărată. Team, nu are obiectivul nostru? Ok. Acolo sus. Să mergi, merge ok. Iși, sprintul e foarte încet. Se pare că avem un mitralier acolo. Și că am vrea să am... Toggle. Turn back! Oh, come on. Iar căcatul este... Oh, nu, n-ai făcut... Nu poți să atași mai departe. Deci trebuie să luăm de draw, să capturăm poziția. Ok, I guess. Că, na, zidul invizibile! Același mecanici din fucking... ce mai de căcat mitraliere pe care am auzit-o vreodată? Da, am auzit mitraliere mai de căcat. În Battlefield. Dar... eu vreau să-mi pun... Controls... Crouch toggle... Aim down the sight toggle. Ok, da, da. Asta vreau să fac. Nu putem să mergem acolo că ne-am luat de draw. Ai, baza, băieți. Dar de acana... Mă, prestup de genul. Măcar supresie e adevărată. Chiar supresie. Când vezi un german mișcându-se acolo pe sus, dar... Meh. Ce vreau să spun. Ca Vietnam, Rising Storm. Același mecanic. Eu nu... Mă, chiar adică să mai... Ceva, nu pot să mă urc aici? Really? Really, nu pot să mă uit aici? I want to jump! Nu mai vorbesc? J?
Ce mai... Mergi, 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 mergi. Ăștia close care încearcă să urce pe acolo. Frizuri. Frizuri. Peste asta pot să sar peste, să mă cațar sus, nu se pare că nu. Mă trag acolo, germanii sunt în stânga mea. Explozii, ne apropiem aici mai mult. Zero show chat. Oh, show chat? Ok. Spinning. Oh, eram crouch deja. Cum cresc? L-ai mort. Mă, de tras, nu mai trage, sau poate. Nu, no, n-avem kill feed, ceea ce e relativ bine, dar... Când nu știi ce se întâmplă... Te-am german. Ce cauți tu aici? Ia uite, asta, garant. Nu pot să încarc când încă am clipul în el. Așa e. Dar de unde mă băgați în seamă? Sunt teoretic ocupat. O să intru înăuntru, trebuie să fie un cerc, trebuie să fie un cerc. Ce bullshit! Poate? Și la văd totuși mai mult se întâmplă, dar... Nu cred că o să vină niciun medic după mine. Ok. It's fine. You have died! No fucking shit. Aș putea să fiu mitralier, dar după cum s-a văzut în trasoarele mitralierilor, e cam nașpa să vii. Toți care au rifle o să tragă după tine, deci... Vreau să mă duc acolo. Vreau să schimb un rol la ceva care poate să ne ajute pe noi ca echipă. Medic, tu ai? Medic. Smoke grenades. Da. Morphine syringe, carabine, tot așa. Smoke grenades, chess. I watch to construct garrisons in outpost. I guess? Când zici gând să fim un ofițer? Doar ca să dăm fum acolo. Prefer să fiu ofițer cu SMG decât medic. Cu carabina aia. Your key role as an officer is to lead your unit. You can place markers your binoculars or on the map. You can also place temporary spawn points. Use your watch to pull. Place outposts. Well, you Omaha Beach. Whoops. Oops, I died. Oops, I did it again. You don't chase it? Key HQ, okay. Mă gândesc că sunt încă în... How? Mă gândesc. I play with your heart. Hey, mai zi o dată ce la ceas. Ok, fine. De tine steam. Go, boys, go! Nu cu grenada de mână, mână, ești nebun? Cu grenada de fum. Uf, aici am murit toți. Trist. Să mergem acolo. Ok, am două măcar. Tras în direcția noastră generală și grenada mea cu fum e cam varză. Înainte, mă, ăla e mort. Serpentin! Nu te duci acolo unde deja ai murit. Jesus.
Cred că trebuie să încercăm altceva. Cred că trebuie să încercăm altceva. De ceva care avea binocul ar fi mișto. Am putea să fim... Ce v-am spune că jocul ăsta nu o să-mi placă. I want to change role. Select role? Nu mai lasă. I guess. Change role! V-am arătat lansare. Change role! No change role? Join a unit, select squad, switch team, create team. Nu poți să facă nimic. O să ies! Supplies, AT gun, artillery. E interesant. Mi se pare absurd că am ajuns acolo, dar nu putem să urcăm. Bullshit! Trebuie să mă las să urcați pe acolo, să poți să-i flanchez, că atunci de ce am ajuns acolo? Acum am descris dreapta jos, că avem acces la din nou de la. Go, boys! Înainte! O să ajungem acolo, la pizda mea. Și bine, oprui prea departe ca să pună poziția. Acum, atât de puține grenăzi de fum, ce naiba să facem noi? Rip. Rip. Let's go! Let's go! Oh! Ce-i asta? Și ce pot să fac cu ea? Am un ceas! Bill, hold. Ce pot să fac? Outpost Garizona. Cred că vreau să fac niciuna din astea aici. Este prea departe, vreau să duc un outpost acolo unde e ăla, okay, ok. Go, 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 go. Aș avea nevoie de niște muniție, dacă trebuie să-i spun undeva. Dar slabe șanse. Acolo teoretic muniție. La mama naibii, în partea la altă. Aici e moartea căprioarei și, bineînțeles, nu putem să punem marcaje fără... F, a, trebuie să ținem. Ok. M-a ciuruit! Încă o hartă, încă de să stea toată lumea. Sunt curios de tunul ăsta. Deocamdată. Nu, invers. O să punem asta aici ca să ajungă noi și să mai vină din bărci. Deocamdată. Pardon. Eu cu mitraliera mea o să fac ceva. Slabe șanse, mătă. Siguranță să fac ceva. Da, dar întotdeauna asta e... Mă trec acolo. Okay, pot să le marchez. Pare că am opțiuni mai multe aici. Putem să-i dăm ăsta instrucțiuni. Attack! Attack acolo. Attack acolo. Ok, un singur atac pot să am. Request supply aici. Gândesc cum în continuare n-am. Înainte, băieți! Mai mult, mai puțin. Da, e
moarte că și moarte că prioare aici cu mitraliera acolo. Moartea că prioare cu infanterie acolo, cu mitraliera pe jos. Mm. Dar da, asta e o maha de fiecare dată. Că bineînțeles, când forțele sunt egale, ăla care campează o să câștige, nu credeți și voi? Mi se pare normal. Că ăla care campează o să câștige. Hai, eu sunt... aș putea să mă duc cu tankul dacă chiar vreau, dar... Că dată încercăm cu infanteria să vedem cineva să poate face. Deja m-o nimerit, da? Îmi place cercul ăsta atât de fals. A, nu poți vezi nimic de bangandajez. Supplies! Can't resupply. Iar mă lovit. Hai mai să trebuie să am. Go, 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 go! And these attack, acolo. Param, pam, pam, param, param. Așa bombardiere, o lăsare noastră, cred. Nu lângă tank, tankul are ei. Tankurile noastre explodează, inamici ne rup. Mitraliere peste tot și gameplay e mediocru. Nu știu ce nu mai pot să schimb. S-a ales să fii ofițer, fii ofițer. Ok, fine. Sunt pic că trebuie să iei ambele poziții ca să poți să ataci. Yeah. Resupply. Se dă fum, ce să mă duc și-o în partea altă. Ești viu. Let's go. Toți dă-n tankul ăla. Da, în mare parte ăsta e reprezentativ de toate jocurile de căcat care au o maha și fac să fie foarte ușor pentru germani să apre. Pentru că germanii au numere egale și în caz de față am zis că au numere superioare. Și noi nu, trebuie să luăm plaja neapărat în câmpul deschis. Nu, 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 neapărat trebuie să luăm plaja. Și ei poate să tragă cu mitraliere de la orice unghi. Și fumul ăla e patetic de slab. Patetic de slab. Fumul ăla trebuie să împrăște mult mai mult, să dureze mult mai mult. Dar nu. Unele jocuri, cum ar fi, unele moduri chiar, cum ar fi Resistance and Liberation, făceau, îi dădeau comandantului sau ofițerului abilitatea să cheme un baraj de fum peste tot. Nu doar, o, ai grânăți de mână! Aia de acolo.
Hai mai. Sneaky, nu ne vede nimic. Teoretic sunt în poziție, nu? Sunt în poziție? Unde dracu' e poziția? Și după aia, artilerii. Și era dreapta, nu știu de ce am zis stânga. Ok. Chema. Nu știu, asta și fragmentul pe aici. Atac acolo. Observă acolo. Wow, ăla e tank. Ce aia ne opresc pe noi să nu înaintăm aici în față? Plus toți restul. Stai să încerc să mă strecord aici peste ei. Cred că mai degrabă facem așa. Tot încercăm să mergem acolo și nu prea avem succes, deși sunt atât de mulți ani ăștia acolo, că poate, eventual, o să ajungem acolo. Poate. What? Ce se întâmplă acolo, meu? Oh, da, nu s-a uitat asta. Să ajungem acolo în dreapta. Și bineînțeles că bărcile astea spuse complet la liberală. Oh da, planul meu e să mă duc să mă flanchez până în dreapta. Oh, barca ta a pus pe centru. Ha 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 ha. Sugem. Jocul de campuri. Jocul de campuri nici sunt niciodată interesante. N-au început să tragă după mine. Pardon. Give me a break, eu am arătat. Din păcate, poziția asta e complet oribilă. Ok, mă cac pe harta asta. I'm out. N-are rost, e ca de obicei harte de căcat, făcute de jocuri de căcat, care doar consideră că, no, quit game, you fucking piece of shit. Care consideră că jocul ar fi foarte distractiv dacă ar fi, camping fest, aha. Și bineînțeles, jocul ăsta nu se oprește când au. Și ne-am întors în Hurtgen Forest. Ce fucking surpriză, jocul ăsta este plin. Bine, disfilm, hai. Este plin, nici nu avem comandă. Este plin de unită de, antitank. Maybe. Machine gunner. Why not? Este, what? Credeam că german. Dacă atacăm, nu vreau să fiu machine gunner. Vreau să fiu machine gunner. Why not? I guess we go into combat. Oh. Nu ești german. Hurtgen. Germanii atacă în Hurtgen. Ok. Se pare că da. Ok, era să zic, jocul ăsta e plin de hărți unde germanii se apără. Ok, fine. Are și hărți unde germanii atacă. Ok. Am vedere că astea e două hartă. Avem un tiger. Avem un tiger? Cum să avem un tiger în Hurtgen? Ești nebun?
Cine bagă un Tiger în Horde în contra-americani? Mă, hai să sprintem crouched. Ok, well, why not? Sunetul e cam buggy aici și... Ok. Ceva au făcut poc, it's fine. Am un pistol și cu acest pistol o să fac treburi mari, probabil. Probabil da, probabil nu. Ok, băieți, să vede ceva? Deploy the weapon! Ceva m-a văzut, trage pe mine sau trage după ăștia lanți? Îmi place cum văd pe pământul ăsta. Serios, jocul ăla mă vede pe pământ, nu? Mhm, ăla mă vede pe fucking pământ. Ok. Fucking prostie de early access. Redeploy, you have died. Ok, fine, I guess. I guess I died. E același bullshit pe care Red Orchestra l-avea. Identic același bullshit și același nivel de realism, adică aproape inexistent. Dar se laudă, oh, acum mor într-un singur shot și nu vezi de unde vin gloanțele și n-ai dead cam. Realism! Nu mai realist decât Battlefield, da. Nu înseamnă că e realist. Încă cum mai zice, oh, la nivelul de realism, Battlefield la nivelul 1, 1 din 10, deci can realism. Și ăsta e nivelul 2, ce realist suntem noi. Adică deloc. Da, mi-a plăcut faza în care ăla m-a văzut în timp ce eram ascuns după deal, că dealul e invizibil. Și eventual l-au tras până mor merit în cap. Nu știu ce e asta, buton, antitank, ok. Curios cum funcționează ăsta, dacă am putea să-l încercăm. Dacă mai are muniție. Hello. Ține apăsat ca să intri. Oh, e același tip de tun... Am cazurează să schimbi. Below chill. E același tun de căcat în care proștii ăștia de gană, deci țin capul deasupra. Oh my god. Asta nu se mișcă deloc cu cu mouse. Ok. Panzer 50 AP. Nu vreau Panzer 50 AP, ești nebun? Vreau... N-am de ales, se pare. N-am de ales decât să trag cu Panzer 50 AP. De la manivela, Hans! De la manivela! Hello! Reload the shell! Vreau Panzer... Bom. Fai explosive, ok. Înapoi! Cred că mai degrabă dau pe mitraliera. Bail. I guess, puteți să urcăm la asta, oare? Ah, trebuie să fii în armor unit ca să faci ceva. Îmi place că s-a plecat singur, el e Panther. E cam Battlefield, ne? E nevoie de gunner și comandant, probabil, dar... Da, ăștia să plece singur, să parchează după aia undeva, să schimbă pe gunner și gata. Și gata. Stă acolo toată ziua. I want to deploy the weapon. Undeva unde nu mă vede din dreapta, pe felul. Dacă ăsta e MG30, mă, 42. 42? Eu sunt popă. Eu sunt popă dacă ăsta e MG. Ne bășim cu mitraliera. Și bineînțeles, pentru că am trasoare, m-au văzut toți. Care știu harta mai bine. Surpriză! Aia mai zis, da. Dacă suntem la atac, n-are rost cu ăsta. Support. Assault. Rifleman. Oh, assault-ul măcar are...
Pușcă semi-automată, așa că bineînțeles că sunt pușcă semi-automată și nebun. Mergem la asalt cu bolt action. Hai să nu facem asta. Aia s-a dus să-și ia muniția. Aia se pare că ideea e că o să meargă doar doi. Metoda ideală de a fi tanchist e să mergi doar doi. Doi în tank. Unul șofer, altul gunner și loader. Sau șofer și loader, gunner și loader. În general, bullshit, în mare parte. Trebuie să schimb totuși pe strâng la american. Dacă mai murim Mă, nu mai avem timp, mai sunt minute. Dar mai murim o dată, după aia schimbăm, să vedem dacă schimbăm pe american, să fim în defensiv. Să vedem dacă e altă viață în defensiv, deși jumate din joc e să ataci. Mi se pare că partea mai interesantă de obicei să ataci decât să stai să campezi. Ha, mi-am găsit ufiș, o să stau aici 15 minute. Very good. Ce fac asta? Asta nu-i primul război mondial, ce-i cu atâta să mă ghimpată pe aici? Param, 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 param. Și da, aceeași idee de mergi pe jos și ăla care te apără are avantaje enorme, ceea ce e realitate, dar de asta în realitate nimeni nu ataca cu numere egale. Pentru că e fucking retardat să ataci cu numere egale. Iar nu. L-am văzut măcar, era acolo. Da. Timp să schimbăm pe... Metodă tactică, avem un singur american în mijlocul nostru, că bineînțeles, jocul lasă pe el să bage în mijlocul liniei noastre, nu? I want to switch team. I want to switch team. I want to switch team. Let me switch team, you piece of shit. Select force, I want to switch team. Vreau să schimb echipa. Hai, 6 minute până să schimbă echipa. Ok, I guess. I want to break free. Trebuie să aștezi, bă, dacă vrei să schimbi echipa. Ah, yes. Recon Baker? Nu știu ce face Reconul. Eu nu vă mi interesează dacă trec totul jocul. Me? King Love Dog. Schimb pe dog și mă bag automatic life. Mamă, care ăștia au deploy-ul aproape. Select the deploy. Ok. Ești tanchist, te distrezi. Ești infanterist, mor pe capete. Când suntem aici împreună, merge mai ok, dar... Din nou, fumul ăsta e de căcat, că fumul prea au mitraliere și poate să tragă în continuare. Și iarba asta mai mult te încurcă pe tine, ca de obicei, că iarba nu se rândează la distanțe mari, ca de obicei în jocurile de genul. Cred că am urât și eu unul. Primul cor fiind bat, cred poate. Foia... Germanule cu grenada ta de căcat. Da, nu parte de parte, de pe burtă ce puțin. Come on! Ținta nu se pune cum trebuie. Ok.
băgat iar alții în fum. Aș vrea să mă duc și mai aproape, dar după aia, după ce trec după dâmbul ăsta, o să fiu văzut. Am nevoie de grănăzi, că știu că să ia în fum. L-am văzut pe ăla la geam. Medic! Medic! Și asta e grenada mea care a explodat. Da. Am scos fitilul! Ah, în siguranță, de fapt, și am activat fitilul, da. Cool. Acceptabil. Continuăm aici. Why not? 3 minute sau 3 morți? 3 minute sau 3 morți? Aia e întrebarea mea. Mai ăla la fereastră? Eu cred că cu mitraliera aici aș putea să mă pun, teoretic, dar și recul la mitraliera e... Wow. Nici n-am văzut unde e ăla. Deci am văzut de unde vine focul, dar grafica jocului ăsta e atât de căcat, încât ce am văzut acolo a fost un mare maro. Și atât. Marele maro. Hai să ne încercăm să ne furișăm să mergem măcar la close quarters. Bă, dar ținta se pune atât de căcat. Încât... Come on, am apăsat F. Nu, trebuie să apeși F și după aia să ții apăsat. Dar nu merge să apeși, să ții apăsat F de la început, nu. Apeși F, iei mâna după F, ții apăsat iar. Apeși și ții apăsat. Complicat, controle complicate. Fac un pic de foc de supresie ca să ajungă noi. Nu mai avea muniție. Îmi place că dau click de dreapta și jocul nu recunoaște când dau click de dreapta. Și da. Americanii din nou n-ar trebui să fie lăsați să fugă din casa asta la contraatac, să bage între linia noastră ca Rambo, pentru că realism, asta nu e realism. Avem pe cineva în spate? Sunt prea mulți în zona asta, n-am de rost să arunc o grenadă aici. A, doi l-a confirmat. Trei l-a confirmat. Reload. Da, unde vedem noi că se ia tatăl ăsta? I died! Cine m-a văzut? Ce m-a omorât? Hai, mă știe! În ceea ceva de primul război mondial, singurul. Deci mă gândesc că Rico nu poate să intre pe linia aia, poate să ducă în spatele spawnului lor, poate. E ok, switching team, aș putea să switch team, se pare. Prea târziu acum. Prea târziu, dar da, același idioțenii de... Oh, da, tot războiul mondial a fost un joc, o lume foarte fucking maro. Mai maro, mai maro o război ca ăsta n-ați văzut voi. Hai să-l dau cu spawnul meu. Ah, nu, a intrat în meniu, spawnul tău a fost întârziat. A ajuns la 0 la un moment dat și după aia a fost 7 minute secunde iar. Nu erai pregătit. Ce bău și n-am selectat deploy-ul? Cred că-s bău și n-am selectat deploy-ul. Sau jocul să cacă pe mine. Și nu-mi dă deploy-ul care trebuie. Deploy! Defeat! Oh! Ce surpriză! Aia care s-apărau aveau mai mulți oameni. E cineva surprins? Mam, ce-s astea? What's this?
Ofensive Effectiveness, 40. 5 defensive? Avem și XP, of course avem și XP. Promoted, I guess. Ok, fucking mai repede, nu vreau să analizez totul. Poc, poc, poc. Next match, în 22 secunde. At all practice, we're standing one movement range by 3 inches out of century. Dă. De acord cu asta, dar ăștia habar n-au. Personal? 1-17 kill death ratio. Cool. Shots fire 191, infantry kill 7. Eu am urât 7. I guess, am tras ca nimeni bun acolo. Poate cu antitancul ăla câțiva. Cu tunul. Utah Beach. Utah. Nu-i Omaha, e Utah. Interesant. Ce puțin, asta e Utah. Au și Utah Beach. Ok. Mai am deja armorii plină. Nici eu nu vreau să create a squad. Nici nu vreau să fiu anti-tank, machine gunner, support. Rifle, grenade and supply and crate. Ok. Ammunition boxes, sky defense entry, ammunition boxes, supply crate. Baker ce avem? Ios ăla, niște una, niște alta, acas. Ups, nu am nimic să le deploy. Înainte! Wow, ce arată aproape la fel de mult ca fucking Omaha. Numai că dealul e mai mic. Ai, poți să fie un supply crate. Cool. Hello, guys. Sunt atât de încet. Asta e fucking sprint. Fugi, bad, de parcă viața ta depinde pentru că de fuga asta. Viața depinde de fuga asta. Ne? Ok, I guess. Lăsăm chat-ul, că vreau să vedem chat-ul și au chat. Să facem... Lăsăm un contra-atac? Să facem o poziție defensivă? Sau... Putem să alegem. Trebuie să-și atacăm sau și ne apărăm, se pare că... Nu-i nimeni la plajă de data asta? Ok. E, s-a atât de încet. Fac, care-i voltul? Asta-i voltul? Chemen. Aha! Ii. Hai să stau în picioare pe sârma asta chimpată. Bine, probabil la voi să vedeți și că mergem în poze. Mie merge bine, chiar când registrez. E așa mare problemă, dar... Yeah, well. Early access, ce vreți. Relativ bine. Și la ăștia sprinting e jogging. Asta e sprint în joc. Bateria antiriană. Trebuie niciun german aici? Really? Știu că Utah Beach a fost o debarcare cu surpriză. Ok, ăsta e spawnul nostru. Asta a făcut în altă. Aud un vehicul, e un tank, o singură persoană în el, probabil. No, yep. Ce surpriză! Ce surpriză, e un tank, o singură persoană în el. Alt tank, o singură persoană în el. E cineva surprins de asta. N-ar trebui să ai voie să pleci cu tankul decât dacă doar tu ești în el. Pot să mă bag într-o fișul ăsta, să trec pe aici? Trebuie pe dreapta, nu stă în chip deschis. VN4 e capturat. VN4 e capturat. Se capturează. Și da, poți să sprintez în crouch și în picioare la fel de repede. VN4 nu mai e capturat. Cineva a fost acolo și probabil a plecat spre noi la intercepție. Ok. Am ieșit afară să pun într-o poziție de ambuscadă cu o mitralieră și gata. De obicei, pozițiile astea la capăt de drum. Te duci în fundul drumului.
toți care trec în fața ta, prăt, 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 cu mitraliera. Am jucat jocuri de genul, de asta mi se pare nimic interesant. Singurul chestie care mi se pare interesant la jocul ăsta e că sunt 100 de jucători. 50 contra 50! Mm. Când a trebuit să fie 30 contra 70. Că, da, trebuie să balancez faptul că o echipă s-a... Fără... L-am văzut, dar... Too late. Ai luat? Medic! Ce surpriză, v-am spus că e unul acolo care așteaptă într-o poziție defensivă. 23, 20, a, bine face. Ish, se apropie, ish. Poate. Hai că pot, Sig Smith. Stau să fiu și un medic. Carabină. Mai că așa putem să facem ceva. Dar ce surpriză, omul în loc să ducă să captureze poziția, el s-a dus aici să campeze. Pentru că, bineînțeles, jocul nu încurajează să faci obiectivul. Jocul încurajează să omori inamic, ca de obicei. Da, pierdem timpul aici. Pierdem timpul aici. You have died. Mm-hmm. Am murit, într-adevăr, da. Trist. Era după gardă de-n față, de sârmă ghimpată. L-am văzut că se mișcă, dar până am pus al meu ținta, a murit de bătrânețe. Și rolul mai putem să fim assault, rifleman, machine gunner. Aș putea să mă pun machine gunner. Să mai grănesc de fum pe assault? Meh. Ce putem să facem cu machine gunner? Putem să facem și cu garantul. Și cu ăla putem să tragem și din... Am selectat respawn-ul, you fucking piece of shit. Redeploy. Yes. nu vrei să te punem la respawn-ul ăla al tău. Nu trebuie să faci tu redeploy. Uite, e selectat. Ok, deci dacă e galben e selectat, nu dacă e verde. Uf. Și bineînțeles că mă pune în partea la altă. Nu știu ce asta, supply box probabil de aia. Go, 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 go! N-avem pe nimeni pe stânga decât tankistul ăla. E ceva de capturat acolo aproape nimic, nu? A, asta înseamnă că băia poate să vină să ne flancheze de acolo. Fantastic, îmi place ideea că obiectivele sunt pe singurul drum. Asta trebuie luate. Dar e un tonă de câmp deschis unde oricine poate să vină să te flancheze. Hărți gigantice care nu poate fi acoperite de cei 50 de oameni din echipa ta. Hai, sunetele sunt complet patetice. Nu numai că sunt băguite, se întrerup constant. Dar și sună prost, foarte prost. Boom. Și ne facem boom și de ce? Zul la cei supply depot. Lași cineva în direcția mea. De undeva, de acolo, de unde trage ăla? Ah. L-am văzut, cred, poate. Acolo, la marginea gardului. Era făcută. Și bineînțeles, grenade spawn. Ăla singur cu tankul, deci inamicul se poate depura pe lângă el. Ok, hai să schimbăm echipa. Din nou. Dacă pierzi prinda vremea atacând, asta se întâmplă de fiecare dată. Te duci acolo și mori, te duci acolo și mori, te duci acolo și mori. Pentru că sunt 1000 de locuri unde poate să ascunde cineva. Și 1000 de oameni care poate să aibă... Ah, nu putem să schimbăm echipa. De ce nu? Și 1000 de oameni care poate să... Care pot să... Inginer? Builds and fortifies the front line with the rifle, AP mine, AT mine, prepare range. Ah, încercăm ceva diferit. Ah, nu mai avem nici spawn-ul. Spawn!
Tu-ți regulat unul în spatele liniei noastre? Probabil. I want to be armor. Human. Toate tankurile sunt plecate, complicate, ăștia un singur. You fucking assholes. Avem 3 tankuri cu 3 oameni în ele. Nu asta vreau să fac. I want to break free. Oh, unde e plecat, abandonat tankul. Ih. Oh, avem artilerie. I guess. Go, go, go. Ăla-i mort. Stăm unde apare tankul celălalt. Problema e că n-am idee unde apare tankul celălalt. Poate să fie aici, poate să fie în partea alaltă. Hai, ia să dau eu un redeploy, să vedem dacă pot să mă pun direct în el când apare. I want to break free. Aș vrea să nu mă joc jocul ăsta de căcat, pentru că sincer, uite că... Avem artilerie, deci that's nice. Nu știu cum funcționează artileria, that's nice. Ce sunt astea? Artilerie, două artilerii. Bineînțeles, artilerie spuse undeva unde nu sunt păziți ai noștri. Cool. Face harta, harta arată foarte detaliată. Uite aici, atac aici, asta nu înseamnă absolut nimic. Vezi, nimeni nu se uită la nivelul ăsta atât de avansat. Oh, aici e un bunker, aici e așa. Pentru că bineînțeles, ăștia poate să tragă în tine. Tu ești aici, ăștia poate să tragă în tine de acolo. Whoop-de-doo. Încă artilerie. Cine fac artileria asta? Șofer? Încă un tank abandonat acolo. Scrie ceva. Lemmings, Stoggings, Scorpion Tower și... Aha, Marvin și cu mine. Scream Magister. Ok, deci unul din tankiștii noștri s-a pus la artilerie. Well, ne-a vivit. Tankul ăla a abandonat tankul. Cu bravo, tot așa. It's fucking excellent. Deci toate tankurile noastre în afară de ăsta a mers acolo și a murit. El are 2 oameni. Yay! Are oameni. Are măcar un șofer și un gunner. Măcar atât. Timp ce ăștia, mă, ce-ți facă, trebuie să stea aici. Trebuie să aștepte să apară tankul. Dacă mai apare tankul. A, e întrebarea. Hello. Am văzut. Un Sherman. Nu cam lung unul ăsta. Unul ăsta pare să fie de 7-6. Pare. Șofer, to start your vehicle. Start the engine. L shift, L control, schimbăm gear-ul, E pentru engine și... Come on. Ok, deci am controlul și la mitraliera dinăuntru. Full speed! Am murit în fendi. Dacă se bagă în fața tankului...
Ok, vreau să mă duc un pic în stânga, că știu că acolo niște tanchiști. Come on. Hai să luăm cu viteza 1. Prindem un pic de viteză, că trebuie să schimbăm. Aia, zice să te pui gunner, unul din ăsta. Go, full speed! Nu pot să pun acolo. Vreau să mă duc în... stânga mai degrabă, da? Ăla e tanchist, nu-mi dau seama. Vreau să iau unul din ăștia aici. Ok, avem unul acolo, vreau să mai am unul la gunner, poate? Ok, și ăsta are doar unul în el. Ok, facem dreapta aici. Găsim pan cineva, poate, dacă găsim. Ah, goddammit. Măi! Că vreau să văd altceva decât drumul ăsta, îți pare că nu. Schimbată-ți de viteză, măcar îți face gameplay interesant. Dacă pot să trec pe aici, sper. Că doar sunt fucking tank. Dai că trebuie să urcăm cu viteză 1. Dai că avem 3 în tank, cool. Pare că tankul ăsta nu-i pasă de viteză. Cu ce viteză urcă? E tank. Full speed, let's go. Da, mitraliera mea nu se vede pe care. Mă duc să unesc ai noștri, că e suntem tank, fără infanterie n-are rost să luptăm. Să vedem. Car gardul ăsta putem să trecem bine fără probleme. Gata să vii. Ai văzut ceva? Mă, atunci stăm pe stânga. Mă gândeam să stau pe dreapta, preferabil unde am flancul în dreapta păzit de limitele hărților. Asta nu vrea să dea în spate. Oh, fuck, really? Reverse? Trebuie să schimb pe viteză mașină. Ok, fine. Wow. No, viteză 1. Mă gândeam că pot să urc până ăla, dar nu, se pare că tankurile nu s-au avansate. Nu urc și pe un bocaj. Ce unde sunt Easy Company? Wow. Așa. Am văzut trasoare venind de acolo. Wow. Reverse. Eu n-am văzut nimic decât explozia când a venit în bot. Și ceva ne-a rupt în două shoturi. Ești glumești, nu, jocule? Sper că glumești. Asta iar e singur cu tankul pe acolo. Ok. Mare, pot să pun... să ajung la asta? Ia să vedem dacă pot să ajung la asta. Oh, tank în stânga. I guess. Teoretic e tank. Fucking Liu. În ce te las pe tine să conduci? Ia, rade.
Ok, am coaxială. Mouse-ul nu ajută la nimic aici. Și ăsta nu vrea să conducă. Nu așteptăm pe cineva care să vină să conducă? Ah, vine unul. Ana nu cred că vrea să vină. Eu pot să mă duc să conduc, mi se rupe. Dacă e... Na, s-a urcat asta deja. Am zoom? Am zoom. Ce zoom e asta? 2x? Poate. Na, ok. Sunt clar. Lasă-mă chat-o, să văd. Da, e fain, conduc eu. E pornit? Nu, nu, nu. Sunt dispus să conduc chiar, dar da, nimeni nu vrea să conducă. Unde e ălalt? Al nostru. Hello? Vreau să turn out. No, tankul nostru e distrus acolo. Pentru că trebuie să schimbe marșalier, e cam problematic, dar... Aici cine la bas? Tanchiști? Am văzut un tanchist acolo, un artilerie. Peniamor. Nu știu de ce ești artilerist dacă ești acolo. Ce m-a interesat pe mine să vede, fapt, echipele, cred. Nu mai știu cum văd echipele. Da, avem un... Oh, poate avem un... Poate nu, că nu știe să urce, că nu-i gunner. Come on, Penny. Hey, Bo, ce se face? Cred că mă duc în dreapta unde sunt toți ai. Toți ai noștri că fac ăștia. Yep, nu se poate urca că nu-i gunner. Cu siguranță nu vreau să dau în spate. Pornic cu adăla. Hai bă! Într-un an, într-a întâia nu trebuie să stai mult. Ok, s-a urcat în tank, cool. Hai, data asta o să stăm mai... Really? Fucking piece of shit. M-a lovit de un stâlp. Tot apă shift de pentru viteză. Trecem într-a întâia, trecem într-a doua, băgăm viteză. Full speed!
Unele lucruri poți să treci prin ele, altele nu prea poți. Și la Gunner, cred că ești Gunner. Well, am mers prea încet. Pare că germanii ne-au rupt ca fapt divers. Ne-au luat toată pozițiile înapoi. Buggy, 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 buggy. Mă, fute mașini. Sunt tank, un tufiș nu poate să mă oprească. Pentru că sunt tank. Remember, jocule, sunt tank. Nu știu ce am în față și de ce nu văd. What the fuck, ce am aici? L-am urcat pe pod? Se pare că da. Stop, frână, Tăia o dată. Pic în față, facem pe a doua. Mai e interesant să fii șofer de tank, dar... Nu neapă, suntem noi. Oh, fuck, suntem acolo. Padra. Lasă să-mi duc unde-i toată infanteria mea, n-am ce căuta aici. Singur eu și doi oameni. Mai sus ca să vedem peste gardul ăsta. Dacă putem să-i prindem pe ea în foc. Și da, mitraliera asta. Ah, ok, trebuie să mă uit în dreapta după mitraliera aia. Tu ai tras sau eu tras după noi? Aproape, dar n-am nicio dorință să mă duc mai aproape. În același timp, trebuie să ajutăm pe ai noștri. Suntem totuși în valea drumului, cum ar veni? Asta. Ăla-i tank, cred că ăla-i tank. Ăla-i tiger. Viteză 1, go! I'm Tiger. Run away! Now ăsta nu mai e în tank. S-a jos de frică, probabil. Pardon! Să circulă pe aici. Pardon, eu taic, mă, un panther după mine. Cum că l-am văzut mai aproape. Cred că am luat unul, poate doi. Ah, crap, oh, crap. Full reverse, get us out. Ah, oh, shit. Yeah,
Ia pentru noi avem Sherman și Stuart. Deci. E bine. Da, jocul ăsta nu merită banii. Chiar dacă are scuza că e în Early Access, ne-o scuză foarte bună. Puteți să vă întrebarez, v-a plăcut mehul ăsta. Ne vedem data viitoare. Ba, ceva probabil.